multe. După ce ne arăți ce se întâmplă cu el și cu obiectele de pe masă. Mai are multe chestii, ai un capac. Măi, dacă n-aveți lingurițe acasă, poți să vă fac ca tău câte una. Ce facem cu ele? Da, aveți, n-aveți cum să n-aveți, dar eu am, cum să zic, am foarte multe, fiindcă am avut menajere care mi le-au furat și am cumpărat atât de multe, am zis dacă mai fură, să am și o rezervă. Și ce faci cu ele asta? Păi le lipesc pe corp, pentru că eu sunt un om cu puteri paranormale, mai mult sau mai puțin. Mă rog, fiecare cât îl duce mintea să înțeleagă, că trebuie să citească ca să înțeleagă ceva. Da, ai dreptat. Și eu lipesc. Când credeți că nu vă mai surprinde nimic, apar eu. Da, ești... Sunt paranormal. Da. Dacă aș putea face asta și cu rigipsul prin casă, știți cât de bine ar fi? Poți să încerc și eu? Da, sunt foarte mulți oameni care pot și nu știu că pot. Așa eu, dar chiar știu că pot. Ați luat o rază, uitați-vă pe fruntea mea. Pe piept. Nu, lasă, să facă Mariana. Te rog, Mariana. Uite, am mai descoperit pe Dani, la Neața cu Răzvan și Dani, și el poate. Răzvan n-a putut, dar Dani poate. Dar unii oameni nu știu, că nici eu n-am știut. Frică, eu vreau să te văd întâi pe tine. Ia. Dar e normal să pot, pentru că na, dacă poate colegul tău, eu de ce adică, dar eu sunt vreun prost, nu pot? Ia să văd eu cum pui tu lingura aia pe tatuaj. Nu pot, sunt un pic de ce nu? Alunecă. Dar de ce ia, nu? Ia uite-mă cum stă lingura. Dați-mi un cuțit. Măi, stai puțin. Să-mi fac harakiri. Dar tu vezi că nu face niciun efort să stea? Da. Ia uite. Păi dacă aș avea și eu sutien cu pade, n-aș face niciun efort să-mi stea lingura acolo. Eu cunosc pe Lavinia Tatomir, care le-a 5 ani. Ia, iau mă și pe asta de plastic, să te văd acum. Ia. Ia. Uite, ia, mai e una. Îți pun și dopul ăsta aici. Ia, pune și nu, mă, stai, vreau într-o zonă. Ce vrei? Așa stai, trebuie lipit? S-a demagnetizat corpul. Oh, stai, cred că amețesc. Florine, nu te... M-a scurs de energie. Aolea, Florine, ești bine? Nu faceți asta acasă. Diana, pune și cățara asta, pentru că... Unde? Ar trebui să stea tot, nu, că dacă tot... Uite, Florin, câte sunt. Poți? Da, pot. Vreau să-mi arăți cum stă aia pe tine, plasticul ăla, pentru că este foarte greu. Ăsta stă și mai ușor. Ia. Că e plastic de hiu. Pentru că la rezistența materialelor în facultate... Așa, ia. Asta stă mult mai. Așa, ia. Hai că te ajut eu, uite. Hai, te rog. Băi, frate, chiar stau lipit, ai nebunit. Ai nebunit? Capacul, capacul vreau pentru cei care au studiat Politehnica și află că unele lucruri se pot lipi prin prisma temperaturii, prin umezeală. De corp, iată. Uită-mă să capacul. Că Mariana ne demonstrează contrar. Cine știe, poate stă. A întins legile fizicii până la maxim. Sunt foarte mulți oameni care au anumite puteri, dar nu știu, că nici eu n-am știut. Eu am aflat dintr-o glumă. Cum? Deci construiam castelul, aveam niște muncitori acolo și le-am povestit. Domnule, eu astăzi am simțit că, nu știu, zbor. Dau un exemplu. Okay. Și ei au spus, domnule, dacă ai forțe paranormale și nu știu, zic, nu cred că am eu așa ceva. Și a zis, păi hai, pune o linguriță. Am pus o linguriță, a venit cu un foraj din plastic, a stat și ăla. Unul a venit cu o bucată de carne, că erau la masă, a stat și aia. Cineva a venit cu un copil, a stat și ăla. Copilul a ținut mâinile, da, vorbesc serios, a ținut mâinile așa și eu și a stat copilul pe mine. Și atunci m-am speriat, am zis, doamne, nu vreau să mă... Asta se întâmpla acum 20 de ani. 20 de ani. Și, m-am speriat că nu știam prea multe lucruri, că nu, adică nu mă interesa treaba asta, că nu știam. Cercelul din nas stă fără cheiță pe partea cealaltă? N-am încercat, dar cred că da, da. În schimb, l-am pierdut odată, noaptea în pat. L-am pierdut, uite, eram la Gheorghe Gheorghiu în casă, că noi am fost împreună. Și l-am pierdut, am făcut așa cu pijama, a căzut. Și am spus, aprinde lumina ca să aprinde, să caut cercelul. Dar după aia am zis, nu, nu mai aprinde, că îl găsesc așa. În două secunde l-am găsit. Aha, am înțeles. Și l-am arătat, dacă vrea să recunoască. Dar nu o să recunoască niciodată, pentru că el a vrut să mă denigreze. Deci n-are cum să recunoască. Păi e bună de luat la... Ia, că asta vroiam să te întreb, Mariana. Taur, da? Este o compatibilitate foarte bună. Vă dau un exemplu. Cine e Taur? Eu sunt Berbec? Annette Bening cu Warren Betty, de exemplu, faimoșii actori, da, au o relație de cuplu extraordinară. Ei, cu Venus și Marte, adică bărbații sunt de pe Marte și femeile de pe Venus, ei nu s-au înțeles. Deci, vedeți cum este în astrologie? Deci, cu cine mă înțeleg? Unii funcționează perfect, bine, alții nu. Dar numai altceva, pe astrograma personală să vede. Dar ar n-ai bani, păi, dacă are acte, cum să ia castelul? Adică, eu nu înțeleg logica. Unde e logica aici? Talent. N-ai acte pe castel? Ba da, cum să n-am? Păi și cum să ți-l ia? Și cum să păi am încercat. Ce castel e, bă, fraților? Castelul cu organilor. Are o casă în formă de castel. Deci, acest om
a încercat să-mi ia casa. Ai poze cu castelul? Îți arăt pe, uite, îți caută. Dar tu o cunoști? Cum? Că nu? Deci a încercat. Nu are logică. Unul cu care o formă de schizofrenie. Tatăl lui, eu l-am întrebat, a făcut un scandal la mine în casă, eram la un grătar și a spus, du-te în, i-a spus el tatălui, du-te în Grecia ca să revendici nu știu ce averi, că noi ne tragem din neam de greci. Și eu am spus, da. N-am știut. Și taicăsul a spus, băi, ești nebun, noi nu suntem greci, nu avem averi prin Grecia. Și când a ieșit Gigi afară că l-a sunat cineva, l-am întrebat, domnule, dar ce se întâmplă, că sunteți tatăl lui? E nebun sau are ceva sau a băut prea mult? Și a spus, nu, are o problemă la cap. Și am spus, ce formă? Și n-a vrut să-mi spună, normal, că și eu, dacă aș fi părinte de copil, n-aș spune că... Mă miră, nu a avut relație cu Anca Țurcașiu, amândoi tauri erau. Da. La probabil că atunci încă nu era, încă nu l-a luat valul prea tare, dar spune-mi, între timp a luat o razna. Confirmăm, te rog, înainte de pauză, că trebuie să luăm pauză. Confirmăm că... Deci să-ți văd astrograma, da, ca să-mi dau seama cu cine te potrivești. Scuze! Ăla este castelul? Ăla e castelul? Da, da. Dați-l la televizor, sare. Unde? Zi-mi adresa. Nu, e în București? În Fundeni, dar tot București, adică tot aici. În cât timp l-ai construit? În 4 ani. Și e butaforie sau chiar e cărămida aia de care... butaforie. Nu, deci este cărămidă. Păi eu când de 30 de ani și n-am nici porțile alea, mă, care luat-o la asta. Deci eu n-am plătit rate, dar asta e. Da. Bun. Mi-a găzut... Ce ești tu? Cărămida aparentă, costă foarte mult. Am pus acum porțile. Acolo sunt în perioada când eram chiar cu Gigi împreună și eram la o expoziție. De aceea eram în costumul ăla, că chiar era atunci, în perioada aia. Ce drăguț. Da. Poți să te întreb, nu știu cum se întreabă, câți ani ai? Eu am 46 de ani. Mulți înainte. Mulți înainte. Și niciodată nu ascund. Mulți înainte. A zis până la 83. Da, noi trăiesc până la 83, deci bivol mai e mulți ani de... Aha. De încercări să-mi fur castelul. Nu o să reușești niciodată că ești bonlav, dar eu ți recomand. Da, vin eu din urmă, am 30, știi cum mă pricep la... Așa cum stă lingurița pe frunte, așa bag publicitatea acum, a luat o razna. Mariana, rămâne cu noi pe publicitate pentru că trebuie să mai aflu chestii despre castel. Că mai avem treabă, da. Mulțumim frumos pentru horoscopul astea. Mulțumim, Mariana, cu jocarul. Hai, dați-mi pauză.